De la începutul pandemiei, turismul a fost pus la pământ. La momentul actual, după ce campania de vaccinare anticovid a avansat semnificativ, sunt din nou speranțe că mersul în vacanță va fi ca înainte. De asemenea, în Uniunea Europeană a început dezbaterea despre un certificat care să ateste că ai fost vaccinat și că atare poți călători din nou liber. Revenirea la normalitate este idealul multora dintre noi la momentul actual. Ramura turistică a fost profund afectată de pandemia de COVID-19, iar după mai mult de un an de zile se vede o luminiță la capătul tunelului. Campania de vaccinare pare a fi o portiță spre a călători din nou liber. Sunt multe solicitări ale partenerilor externi care solicită aceste teste, întrucât țările de destinație ale turiștilor, guvernele respective le solicită. Se vehiculează în piață că vor fi acele pașapoarte medicale. Acum ele sunt binevenite, iar cei care sunt vaccinați, atât în călătoriile turistice cât și în sejururile pentru anul acesta, cred că vor avea întâietate la, la trecerea prin VAMERE și prin aeroporturile internaționale. Vaccinările sunt considerate principalul instrument în lupta contra pandemiei. Situația în care ne aflăm acum este una rea, cu foarte multe restricții de călătorie, una în care libertățile fundamentale din Uniunea Europeană aproape că sunt anulate sau puse pe stand-by. Un certificat care ar fi recunoscut de toată lumea ar duce la niște lucruri bune, poate la îmbunătățirea situației de acum. Ar duce, de exemplu, la eliminarea nevoilor de carantină, la eliminarea nevoilor de testare multiplă care costă câteva sute de lei în România.